Vic Orban, președintele Forța Dreptei, a anunțat că a câștigat procesul împotriva guvernului Ciucăi și a obținut în instanță obligarea executivului la organizarea alegerilor locale parțiale. Numai puțin de 51 de localități nu au în acest moment primar. Și discutăm chiar pe această temă cu președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban. Bună ziua! Bună ziua! Ce se întâmplă mai departe? Încep pregătirile? Pregătiți candidați? Cu siguranță că vom participa în orice localitate în care se vor organiza alegeri, dar motivul principal pentru care am decis să dau în judecată guvernul este faptul că eu consider că este o gravă încălcare a drepturilor cetățenilor români și este vorba de sute de mii de români în peste 50 de localități cărora li s-a răpit dreptul de a-și alege primarul de către un guvern care practic săvârșește un atentat la democrație și la drepturile și libertățile individuale ale cetățenilor. Am ajuns în situația să dau în judecată guvernul pentru că nu exista o altă soluție. Am încercat în mod repetat să fac apel la lege, să cer guvernului să respecte legea. Legea spune foarte clar, în termen de 90 de zile de la data la care rămâne vacantă funcția de primar, guvernul este obligat să emită hotărârea de guvern de organizare a alegerilor locale. Ori guvernul ăsta, practic, nu dă două cepe degerate pe dreptul la vot al cetățenilor români și am ajuns în situația de a da în judecată guvernul pentru că nu mai exista o altă soluție pentru a putea determina guvernul să acționeze în conformitate cu Constituția și cu normele elementare ale democrației. Hotărârea este dată de instanța de fond, de Curtea de Apel. Ea poate fi recurată, adică se poate depune recurs în termen de 15 zile, dar mesajul meu către guvernanți este foarte simplu. Respectați legea, respectați democrația, respectați Constituția, respectați dreptul cetățenilor de a-și alege primarul, pentru că primarul este cheia de boltă în conducerea unei comunități și nu este admisibil ca oameni care nu au niciun fel de legitimitate, niciun fel de contract de reprezentare cu cetățenii unei localități să dispună cheltuirea banilor publici din bugetul local, să angajeze patrimoniul localității, să ia decizii care afectează viața de zi cu zi a comunității locale în condițiile în care ei nu reprezintă pe nimeni și nu au niciun fel de legitimitate. Mulțumesc pentru intervenție. Vom vedea așadar ce se va întâmpla mai departe. O decizie importantă. Vor fi alegeri parțiale, iată, în 51 de localități. Mergem mai departe.